pronunța I'm a lioness, după cum cred că observați. I'm a lioness. De ce e camera asta așa de sus? Stați un pic. Stați așa. Așa, mai bine. Better. Morning! Avem cafea, avem lumină cât de cât, avem niște împuțiciuni. Doamne, deci miros oribil irișea. Groaznic. Mereu uit cât de urât pot să miroasă irișea. I-am pus și eu acolo de aspect pentru un clip și mi se pare că miros oribil. Dar trebuie să-i arunc. Și avem un clip cu first impression, pentru că în pauza mea aia, atunci din martie, martie-aprilie, tot apăreau niște reclame pe Instagram care m-au intrigat. Reclamele erau la două fonduri de ten, unul la L'Oreal și unul la Maybelline, infailibilul ăla cu pompiță, la capac negru, așa, pe care nici până acum nu l-am încercat. Iar al doilea fond de ten era Superstay de la Maybelline. Și ambele reclame îți sugerau cumva ideea că fondurile astea de ten nu s-ar transfera. Bun, acum, știm că L'Oreal și Maybelline fac parte din aceeași familie, sau, mă rog, mai bine zis, Maybelline face parte din familia L'Oreal, am zis, hai să-l încerc pe ăsta de la Maybelline prima dată, nu știu, probabil am să-l încerc și pe celălalt de la L'Oreal, dar eram interesată de ăsta de la Maybelline, pe care eu să știți că l-am luat de pe Notino și pe Notino, în prezent, stați să vă zic din start ca să nu așa, ce-mi place când îmi recunoaște fața asta, mă face să mă simt bine, înseamnă că era bine, că sunt zile în care nu-mi recunoaște fața. Așa, este 41 de lei în momentul de față și sunt 6 nuanțe, cam puțintele. Cam puține Maybelline, adică ar putea să presteze mai multe nuanțe. Eu am cea mai deschisă nuanță 03 True Ivory, pentru că am zis să merg mai repede pe deschis decât pe închis și, în general, asta este nuanța mea la fondurile de ten Maybelline, True Ivory, indiferent de numărul pe care îl are. Bun, și acest fond de ten, el exista pe piață, doar că se presupune că ar fi reformulat și că ar avea o rezistență de 30 de ore și că nu s-ar transfera. Așa, deci zice așa, capacitate excelentă de acoperire, efect de lungă durată, efect matifiant pentru ten. Uf, asta nu știu dacă mă încântă neapărat, știți că eu sunt mai grasă, dar având în vedere că s-a mai încălzit temperatura, având în vedere că nu mai sunt extrem de deshidratată, oricum o prietenă l-a încercat și a zis că nu e matifiant, deci merg pe mâna ei, așa. Așa, și produsul este rezistent la apă, ceea ce este bine. Se presupune că teoretic ar fi rezistent la transfer și asta vom testa astăzi, pentru că am de mers undeva, că de-aia filmez așa de dimineață, să știți că este 8 fără 10 la momentul la care m-am apucat eu de filmat. De asta vreau să-l testez astăzi, pentru că am de mers undeva, trebuie să port mască, am de făcut diverse, am multă treabă prin curte, yes! Și este ziua aia perfectă de testat acest fond de ten. Prin urmare, here we go. Deci avem Superstay Active Wear de la Maybelline. Bun, și o să începem prin a pompa. Pompam, pompam. Pompam, pompam. Ce lichid este. Nu e chiar așa lichid. Ăla, alalt, Dream Urban Cover este și mai lichid de atâta. Așa, dar este foarte deschis. Iarăși o să fie o nuanță din aia super deschisă pentru mine, mai ales că eu am făcut prostia de a mă arde, inclusiv pe față, săptămâna trecută. Deci nu vreți să știți ce am făcut. Mi-am pus SPF într-o zi pe tot corpul. Mă rog, pe tot corpul, pe brațe, pe decolteu, pe față, nu știu ce, și nu mi-am pus pe picioare, pentru că am zis că eu nu mă bronzez pe picioare, că în general așa se întâmplă, nu mă bronzez pe picioare, nu se întâmplă nimic, și mi-am ars pielea de pe spatele tibiei, deci știți, de acolo, ai de capul meu, de sunt 16 nuanțe acum, sunt în 16 nuanțe. Așa, ia să vedem, stați așa să deschid oglinda și eu ca omul. Cu burețelul, că trebuie să specific chestia asta, deși nu se vede, așa, cu burețelul acoperirea este medie, n-aș zice că e mare. Parcă Dream Urban Cover, care este preferatul meu, are acoperire ceva mai mare. Este foarte bun la Dream Urban Cover, by the way. Este un fond de ten absolut minunat.
Așa. Da, și am aici niște bubițe și văd că le-a acoperit, dar totuși se mai văd. Evident că acoperirea unui fond de ten poate fi manipulată și din felul în care aplici fondul de ten. Adică e clar că întotdeauna când vei aplica cu un burețel umed, acoperirea o să fie mai mică pentru că diluează puțin fondul de ten. Așa, și revenind la faza cu arsul, deci mi-am ars picioarele într-un hal. De mă mâncau seara, mă mânca pielea seara și nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Deci eu nu m-am prins, nu ne-am dat seama ce am făcut, știți? După ce am ieșit din duș și m-am văzut cât de roșie eram, că eram efectiv roșie, roșie, nuanța aia de roșu turbat. Așa, atunci zic, wow! Și bonus, după treaba asta, a doua zi stăteam afară la masă și vorbeam, mă rog, stăteam la povești și vorbeam și am simțit eu că se mută soarele și cumva că mă încălzește în spate și că, nu știu, vine cumva și la cum stăteam eu, m-a lovit pe partea stângă și nu vreți să știți că, iarăși, tibia mea stângă, în spatele tibiei mele stângi, umărul stâng și jumătate din față eram roșie seara la, și mai roșie. Deci m-au usturat cel puțin picioarele, m-au usturat 3 zile. Așa că mare, mare atenție. Și eu de obicei am mare grijă la aspectul ăsta pentru că nu place să mă ard. Știți că nu prea mă bronzez foarte puțin și foarte rar. De-aia aș fi fond asta de ten. Acum este un pic mai deschis pentru mine, dar din fericire am asta pe gât. Așa. Deci, revenind la fondul de ten. Da, acoperirea e bună, e bună. Nu e mare, e medie spre mare, așa, dar e bună, adică este ok, este decentă. Uite, mai pot să aplic un pic aici? Hai să vedem cum se aplică aici, în zona asta. Da, e bună, e bună acoperirea, nu mă deranjează. Așa. Mat, n-aș zice că este așa, un semi-mat. Nu e rău. Adică nu mi se usucă pe ten, nu mă... ce s-a întâmplat aici? Am întors burețelul și mi s-a luat. Vedeți? Mi s-a luat și mi-a descoperit vițele astea. Hello! What's happening here? Opa! Parcă erai rezistent la transfer. Ok. De cum că nu s-a îngrijă. Bun. Deci nu este super mat pe mine care am ten uscat în general. Se așează destul de ok. Nu prea îmi place cum s-a așezat aici, unde am eu porii super dilatați. Da, am o zonă aici unde am porii super dilatați și am și un șpel ăsta minunat. Nu știu când o să ajung să-mi pun niște botox acolo, că vreau să-mi pun niște botox acolo. S-a arătat bine, s-a așezat destul de bine. N-are SPF, by the way. Nu, n-are SPF. S-a așezat binișor, adică arată bine. Este mai mat decât sunt eu obișnuită, mai mat decât îmi place mie în general, un fond de ten, dar nu e super mat, adică nu mă strânge, nu mi se așează urât pe față la modul ăsta, cel puțin deocamdată. Hai să vedem cum o să fie după. Așa, anticearcă, dacă tot am comandat fondul ăla de ten, am comandat și un nou anticearcă, tot de la Maybelline, dar pe ăsta l-am mai avut și știu că îmi place foarte mult, și anume Fit Me. L-am luat într-o nuanță mai deschisă acum, în sfârșit. Înainte l-aveam într-o nuanță imposibilă. Așa. Și ăsta este, sau cel puțin la vremea la care îmi plăcea mie, era un anticearcăn super, super
popular și super bun și era cumva comparat cu ăla de la Nars, pe care e drept, nu l-am încercat niciodată. Tintin. Nu este foarte deschis în comparație cu fondul de ten, ceea ce nu e neapărat rău. Așa. Vreau să aplic și anticearcă, nu? Ca să pot să pun pudră, să vă zic cum se așează fondul de ten după ce aplic pudră. Aș vrea să fac și niște poze astăzi, să vedem dacă mă îndur. Am și de filmat, am și de făcut poze. Așa că, v-am zis, o să-l pun foarte mult la muncă, fondul ăsta de ten. Deci bate vântul într-un hal afară. Nu vreți să știți cum. Este crunt. Este enervant vântul ăsta. Cel puțin primăvara asta, la mine aici, a bătut vântul non-stop. Aproape non-stop. Nu știu dacă am avut 3 zile în care să zici, bă, pot să stau afară să mă bată vântul. Și fără să simt vânt. Bate vântul și aiurea că tot înflutură, văd că înflutură liliacul și îmi face umbră în fața geamului. Nu știu cât sesizați voi pe camera, dar pe mine mă deranjează că văd așa o umbră care trece prin fața geamului. Deși liliacul e destul de departe de geam. În general, așa îmi place mie să aplic pudra cu burețelul, pentru că minimizează porii foarte, foarte tare când fac chestia asta și cumva am observat că se setează mult mai bine fondul de ten. Și schimbările astea de lumină pe care le vedeți, dacă le vedeți, sunt de la Liliac. Așa. Da, e mai mat decât m-aș fi așteptat eu, adică față de Dream Urban Cover, mă rog, ăla are și SPF și automat SPF-ul face să fie mai lucios, față de Dream Urban Cover este mat. Dar nu este un mat deranjant pentru mine, bănuiesc că fiind cald pe parcursul zilei o să lucesc puțin, așa că nu e o problemă. Da, până la momentul ăsta, stați că am pudră peste tot, că am pus mai multă. Am pus și eu să fie pentru tot satul. Așa. Până la momentul ăsta văd că s-a așezat bine, arată bine. Mi se tot ia de pe bubițele astea, vedeți? Asta mă enervează, că mi se tot ia. Dau cu buretele. Exemplu, am dat acum ca să pun pudra și mi s-a luat. Ceea ce este enervant. Și mai văzusem într-un loc unde aici. Da. Așa. Nu. Da, mulțumim. Stați să pun un pic. Nu. Se tot ia. Se ia de acolo. Am un coș aici care nu vrea să moară și de-aia este bubița aia. Adică l-am lăsat în pace să-și facă treaba. L-am ucis și a reînviat. În rest arată bine, mă deranjează doar aspectul ăsta, că nu se lipește acolo în zona aia, nu înțeleg de ce. Și în rest arată binișor, zic că arată bine. Mi-evidențiază aici foarte tare textura asta. Dar asta mi se întâmplă cu majoritatea fondurilor de ten, mai ales în perioada asta. În rest e bine, acoperirea mare, medie spre mare. Este mat la prima vedere, nu-l simt pe față, nu este lipicios. Era un pic lipicios când l-am aplicat, dar acum nu mai este lipicios. Deci, de principiu, cam așa. O să-mi termin machiajul și povestim după, la final, să vedem cum se aplică tot machiajul pe el.
De remarcat că azi avem a good hair day, deci îmi stă părul bine, numai la fix pentru poze. Stați așa că... Așa, revenind la ce ne interesa pe noi, este 8 și jumătate fix, deci mi-a luat cam jumătate de oră să-mi fac machiajul. Da, arată bine. Arată bine fondul de ten în momentul de față. S-au așezat bine toate. Mi se pare că arată un pic mai bine decât atunci când l-am aplicat. Adică mi se pare că pudra e aplicată așa cu burețelul și puțin timp după aplicare parcă l-au ajutat. Și da, per total arată foarte, foarte bine. Adică sunt mulțumită, mă simt bine cu el, nu îl simt pe față, nu mă deranjează, nu e nimic. Acum mai rămâne să vedem cât de rezistent este astăzi. O să mai aplic pudră pe parcursul zilei. Stați că mă mănânc cu urechea, bineînțeles, pentru că mi-am pus cercelul în ureche. Așa, gata, a trecut. O să mai aplic pudră, pentru că dacă filmez sau fac poze, o să am nevoie de pudră, inevitabil. Oricât ar fi de ok în realitate, ceea ce este acum machiajul pe cameră o să se vadă întotdeauna mai lucios. Și nu ne dorim asta pentru că nu vrem să muncim în Photoshop până ne ies ochii ca să scoatem tot luciul de pe față. Bun. Așa că voi mai aplica pudră pe parcursul zilei, dar de principiu I'm very glad, I'm very ok with it. Să știți, sunt foarte ok cu el. Hai să vedem cum rezistă, hai să vedem cum se transferă. O să-mi iau o mască nouă, în general am măști noi, dar astăzi o să-mi iau una nouă și stau să mă gândesc la ce tip de mască să-mi iau. Nu-mi iau din aia de pânză. Hai să-mi iau una din aia de unică folosință ca să vedem exact pe ea că e mai deschisă la culoare. Am niște măști de pânză, dar alea sunt un pic mai închise la culoare și aș vrea să vă dau, să vedeți, să se vadă bine dacă se ia cineva pe el sau nu. Așa, de principiu suntem bine, da? Deci, de principiu îmi place. Până acum am trecut cam jumătate de oră de la aplicare. O să revin pe parcursul zilei să facem așa un check-in și vedem cum se comportă. Faceți, haideți că m-am întors și eu acasă și numai bine pot să mă uit în oglindă, că nici n-am apucat să mă uit în oglindă să văd cum arată fața mea. Stați că mi-a văzut oglinda. Așa, arată bine, atâta doar că mi s-a strâns destul de tare aici, în zona asta, mi s-a strâns fondul de ten. Am și stat mult încruntată pentru că am uitat să-mi iau ochelarii de soare. Which is amazing, văd că s-a strâns și pe aici. Aici așa, nu știu cât ați reușit să vedeți din clipul pe care vi l-am lăsat mai devreme, dar nu s-a transferat. Stați așa, stați că observ niște lucruri. Pe aici nu arată deloc bine, nu știu, nu-mi place deloc cum arată. Arată destul de dubios el. Se cam strânge. Prin zona asta văd că mi s-a strâns. Nu știu dacă pe aici mi-a stat masca mai mult sau ce s-a întâmplat, dar îl văd cât mai strâns așa decât pe partea asta. La altă, oricum s-a strâns aici în linii și aici în la frunte. În rest nu lucesc. Da, ziceam că nu știu cât ați reușit să vedeți din clipul anterior pe mască. S-a luat puțin, nu foarte mult, dar s-a luat. Adică nu știu cât observați voi. Nu știu cât reușiți voi să observați, s-a luat puțin, nu foarte mult, dar s-a luat pe mască, deci rezistența la transfer zero. Așa. Mi se pare că arată destul de aiure, adică nu mă așteptam și e 11, deci l-am aplicat pe la 8, da, și până la 11 să arate așa și am ținut masca, adică am ținut-o de la 9 până acum, am ținut masca la față, pe față, la față. Era să zic altceva.
Am ținut masca pe față, adică nu doar am pus-o ca să vă arăt că nu se transferă și gata. Nu, chiar am folosit-o, că am fost plecată, a trebuit să port masca și a trebuit să intru în diverse clădiri și așa mai departe și, da, nu sunt foarte încântată. Dacă numai după câteva ore se prezintă așa, nu sunt foarte încântată. Și în materie de skincare n-am schimbat nimic. Deci, n-am schimbat absolut nimic, dar rămâne să vedem. Acum o să trebuiască să mă schimb, să mă apuc de alte lucruri și v-am zis că am multe chestii de făcut și în curte și să vedem cum o să supraviețuiască până la finalul zilei. Dar, sinceră să fiu, nu am așteptări prea mari după cum arată. Adică, ala, cum îi zice, Dream Urban Cover-ul arată mai bine. Chiar dacă nu e declarat ca fiind rezistent la transfer, îl arată mai bine. Asta n-aș zice. So, vă fac un update mai târziu. Să vedem mai târziu cum se mai prezintă lucrurile. One eternity later. Hello! Hai că într-un mare în final am reușit și eu să termin ziua de astăzi. Este 8 seara și îmi doresc foarte tare să mă demachiez, pentru că deja nu mai pot, simt că am fața așa slinoasă, deși nu sunt foarte grasă, nu par foarte grasă, dar îmi simt fața încărcată, probabil și pentru că am stat în praf astăzi, probabil și pentru că a căzut. Am făcut mai multe pe ziua de astăzi, la un moment dat m-am dus la magazin și m-am dus pe bicicletă și mi-a bătut vântul și mașinile mi-au bătut mult nisip în ochi. Și acum am numai nisip prin ochi, încerc să-l scot. Dar da, să știți că nu sunt foarte încântată de fondul ăsta de ten. Rezistența este obișnuită, este o rezistență clasică pentru un fond de ten. Adică da, nu mi s-a luat cine știe ce pe mască, nu mai am masca aia aici, că am mai folosit-o odată. Acum când am fost la magazin. Am un fir de păr de-a lui Jiminy pe nas. Așa. Nu s-a luat cine știe ce pe mască, dar am purtat masca aia subțire care de regulă nu stă super lipită de fața mea. Bănuiesc că dacă o iau pe cealaltă, care este mai lipită de fața mea, aia mai groasă, o să se ia mai tare. Și v-am zis, am purtat masca câteva ore, dar nu mi se pare că arată grozav deloc fondul de ten. Nu arată rău. Extrem de rău, adică se putea și mai rău, știu și situații mai rele de atât, dar Dream Urban Cover-ul arată mai bine la ora asta, după zi întreagă de alergat, știți? Adică Dream Urban Cover-ul chiar arată mult mai bine și mi se pare că s-a strâns mult aici, așa, în zona asta, în liniile astea, pe aici, mi se pare că îmi evidențiază cumva porii, arată tenul ușor încărcat, nu excesiv, adică aș putea să trăiesc cu lucrul ăsta, nu știu, să spunem, dacă n-aș avea încotro, aș putea să trăiesc cu aspectul ăsta, probabil dacă aș mai da cu un burețel, aș mai tapota puțin tenul cu burețelul și aș mai aplica pudră, arăta bine, dar nu e senzațional. Și având în vedere că am alternative chiar de la Maybelline, mult mai bune, nu mă impresionează fondul ăsta de ten. Deci, pentru mine este un pas. Nu mi se pare că e neapărat senzațional. Cum așteptam, nu este foarte lucios, dar nici uscat nu este, ceea ce e bine. Adică puteți să-l folosiți și dacă aveți tenul mixt spre uscat sau mai uscat, așa, nu foarte, foarte uscat. Mă gândesc să-l mai testez o dată, să vedem cum arată dacă aplic și spray de fixare. Sau un truc foarte bun ar fi să folosesc spray de fixare, să umezesc burețelul când îl aplic cu spray de fixare și atunci o să-i dea luminozitate. O să încerc și așa vreo 2 zile, în mai multe variante și revin eventual într-un alt clip sau pe Instagram și vă povestesc cum arată aplicat cu puțin spray de fixare și peste și în timp ce îl aplic, ca să vedem dacă arată un pic mai bine. V-am zis, nu mă dă pe spate, nu mi se pare că e senzațional. Cel de la Catrice, True Skin-ul și cu Dream Urban Cover-ul sunt variante mult mai bune și am să vi le las în descriere pe amândouă. Atenție doar că ambele, celelalte două, True Skin-ul și Dream Urban Cover-ul, sunt pentru persoanele care au tenul normal și s-au uscat.
asta. Deci, asta merge și pentru persoanele cu tenul gras. Bănuiesc că o persoană cu tenul gras ar trebui să reacționeze puțin altfel la el, sau, mă rog, fondul de ten ar trebui să reacționeze altfel pe un ten gras, dar totuși mi se pare că oferă puțin aspectul ăla de încărcat, așa, chiar dacă el nu este un fond de ten gros, nu este un fond de ten foarte viscos, nu este dens, ca să zici că mamă arată încărcat, dar pe parcursul zilei parcă capătă așa un aspect de încărcat tenul de la el și imaginez că atunci când ai tenul gras este și mai accentuat aspectul ăsta. Cel puțin eu când aveam tenul gras așa mi se întâmpla, dar nu e tragic, dar nu e nici excelent. Adică am opțiuni mai bune de atâta. Da, cam ăsta a fost first impression-ul meu pentru acest fond de ten. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Sugerați-mi în comentarii ce alte produse să încerc sau ce alte produse ați vrea să testez, ce ați vrea să vedeți testat de mine pe viitor. Pentru review-uri în care folosesc produse pentru mai mult timp și vă spun părerea mea așa, intrați pe blog. O să încep să postez din ce în ce mai multe review-uri acolo. M-am gândit că este o opțiune mai bună asta decât să fac clipuri pentru review-uri, așa. Și rămânem cu clipurile pentru first impression-uri. Și nu uitați să veniți pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi și vă mai țin la curent cu una alta. Și cam atât. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!